Bună seara, haideți să evaluăm săptămâna care a trecut și să discutăm despre săptămâna care a început astăzi. Avem datele de la evaluarea națională. Nici tu să. Și acum știm, după terminarea clasei a 8-a, ce s-a întâmplat în județul Harghita. Din păcate, 49,6% dintre elevi care învață în școli de predare în limba maghiară au trecut peste 5 în limba și literatura română. Deci fiecare al doilea copil a scris mai o notă mai mică. Nimeni din județul Harghita nu a obținut 10 la evaluare naționale și 91 de elevi au obținut o medie de între 9 și 99. Și se pare că și anul acesta rezultatele sunt slabe la nivelul județului Harghita. Deci sunt trei școli unde no, deci la evaluare națională, deci rezultatele n-au fost atât de bune. În principal în limba și literatura română și iarăși s-a dovedit că trebuie să fie mult mai mult atenție. Programa național ar trebui să fie revizuit și decizia instanței, așadar, al înaltei curții de justiție și casație ar trebui să fie aplicat, care spune clar, foarte concis, cu detaliere minuțioasă, că învățarea limbii române pentru copii maghiari, de etnie maghiară, nu este una cu același, nu este bine cu... Deci, este discriminatoriu și nu este programa națională adecvată sau adaptată la nevoile copiilor de etnie maghiară. În privința bacalaureatului, iarăși o situație cam asemănătoare, pentru că 63,5% este promovabilitatea în județul Harghita. La limba și literatura română, deci 65,83% au obținut medie notă de 5 sau mai mare. Nu avem niciun 10 la bacalaureat și mai puțin 9 să mă uit la cifre că față de anul viitor asta vroiam să vă spun. Deci nu este situația mai bună decât a fost anul viitor, deci cu 5% sunt notele mai mici la bacalaureat, deci la atât de mult am mers mai la spate în privința promovabilității. Ok. În privința recensământului, acum avem datele oficiale, au fost comunicate și în județul Harghita, asta vreau să mă uit. E puțin cam diferit materialul care a fost
pregătit în ei față de cum sunt obișnuit și trebuie să caut datele. Nu. Ce ani bai, baba? Asta este Mirele așa ca finish. Te ne așa tu. Nu, deci caut cifre pentru numărul de locuitori, dar nu văd ce mi-au afișat colegii. No, atunci despre recensământ o să revenim cu cifre detaliate, pentru că acum ieri au fost comunicate. Și sunt disponibile pe site-ul Direcție Județeană de Statistică. Ok. Săptămâna care a trecut am avut conferință de presă pentru conlucrarea cu Caritas Alba Iulia și mai multe domenii, nouă domenii, finanțăm activități de îngrijire, de susținere pentru copii, pentru adulți, în domeniul social și valoarea totală este 2 milioane de lei. Ce mai are? Cu valea auzului nu pot să spun altceva decât că sperăm că dialogul se va continua și vom găsi soluții pașnice pentru toată lumea. Circul nu folosește nimănui, așadar eu sper să găsim bunăvoință din partea tuturor și vom lucra până când se va găsi o soluție care să fie acceptată de toată lumea și de obicei, cum spun, circarii să rămână șomeri, cei care doresc să aibă imagine și suport politic din acei ostași care, indiferent de țară, în armata căruia au luptat, ar trebui să fie omagiați cu același respect. Ok. Mine o să avem ședință de consiliu pentru că pentru a construi o școală specială aici la Mercoaciuc ar trebui să accesăm fonduri din PNRR și totodată mai avem niște documentații care trebuie să fie aprobate. În rest, ni s-a terminat banii pentru drumul județean care leagă Ditreu de Turgeș și am solicitat colegilor să mai căutăm ceva, să găsim și să relocăm, chiar dacă lăsăm niște obiective fără finanțare pentru ultima parte al anului și să nu lăsăm acest contract să fie existat. Deci asta încercăm să facem, mine și despre acest lucru o să decidem, dar, cum am zis de foarte multe ori, Compania Națională de Investiții ar trebui să preia acest drum, cum de altfel în alte județe, foarte multe drumuri județene în execuție au fost preluate. Din județul Arghita până la acest moment, niciun drum județean nu a fost preluat la Compania Națională de Investiții. Așadar, stimați colegi de la PSD și PNL, haideți să încercăm să convingem pe decidenți la Ministerul Dezvoltării și la Compania Națională de Investiții ca acest drum să fie preluat. În rest, pe parcursul săptămânii o să fiu iarăși la Bruxelles, o să am discuție legat de uși, pentru că se vede de la distanță că o implicare mai accentuată ar fi
avantajos din partea Bruxellesului, pentru că aici cam decidenții fac castruțul în acest capitol și nu este bine nici pentru viața, nici pentru siguranța oamenilor din județul Arghita. Și o să avem, deja am intrat în perioada în care sunt foarte multe evenimente la sfârșit de săptămână, deci avem foarte, foarte multe programe. Și vă rog să urmăriți site-ul CJ, dacă puteți și aici, la mine, la Facebook. Încercăm să vă informăm și să vă fim în ajutor, ca să știți cam cum ne gândim și ce facem la Consiliul Județean Arghita. Eu vă mulțumesc că ați fost aici, vă rog să faceți share la acest mic video și la revedere pentru săptămâna viitoare.